Ascultă, înțelege, privește, informația corectă. Bună seara, Botoșan, bună seara, domnilor și domnilor, sunt Lorena Petronă la Cribuță și vă prezint știrile tele. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Captură impresionantă de droguri la Botoșan, unde polițiștii au găsit în mașina unui tânăr 10 kg de substanță vegetală. Ministrul familiei, Natalia Intotero, a ajuns astăzi la Botoșani. Parcul de lângă primăria municipiului Botoșani a prins culoare și veselie astăzi, de 1 martie, în cadrul unei activități cu tradiție derulată de elevi. Captură impresionantă de droguri la Botoșani. Este vorba de 10 kg de substanță vegetală mărunțită, asemănătoare cannabisului, pe care polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate le-au găsit în mașina unui tânăr de 21 de ani din Iași. Drogurile de mare risc se aflau într-o geantă de voiaj. Potrivit anchetatorilor, erau aduse din Spania printr-o firmă de curierat în colete cu produse alimentare. După flagrant, individul a fost reținut, apoi trimis după gratis pentru următoarele 30 de zile. Acum are dosar penal pentru trafic de droguri. Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani împreună cu procurorii de ICOT Botoșani au scos de pe piață 10 kg de droguri de mare risc, descoperite în mașina unui tânăr de 21 de ani din județul Iași. Cum șoferul avea un comportament suspect, a fost testat cu aparatul din dotare și au reieșit indicii cu privire la posibila prezența substanțelor psihoactive. Autoturismul a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor, iar tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Botoșani. În urma controlului efectuat în interiorul autoturismului, într-o geantă de voiaj, au fost descoperite 10 kg de substanță vegetală mărunțită, asemănătoare cannabisului, ambalată în folie de plastic. Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că respectiva substanță reprezintă un drog de mare risc, a fost ambalat în mai multe pungi și a fost introdus în țară din Spania prin intermediul unei firme de curierat, fiind disimulat într-un colet ce conținea diverse produse alimentare. Tânărul a fost inițial reținut pentru 24 de ore și ulterior, față de acesta, a fost dispusă arestarea preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de deținere de droguri de risc și introducerea în țară de droguri de mare risc fără drept. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor rutieri, criminaliștilor și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. În loc de mărțișoare, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse a adus copiilor instituționalizați din județul Botoșani saltele, pături și haine. Natalia Intotero a fost prezentă de 1 martie la Botoșani la recepția materialelor disponibilizate de Guvernul României din rezervele de stat. În valoare de peste 100.000 de euro, acestea vor ajunge la 328 de copii din centrele DGASPC și din grija a 3 ONG-uri. DGASPC Botoșani a primit pături, perne și haine pentru copiii cu măsura de protecție din sistem rezidențial. Materialele au ajuns în municipiu vineri la recepția lor, participând și ministrul familiei Natalia Intotero. Prima zi a anotimpului, primăvara, aici la Botoșani, un loc foarte drag mie, oameni speciali, cu prilejul recepționării materialelor primite de la Administrația Națională a Rezervelor Statului pentru Botoșani. Vor fi materiale pentru cei 328 de beneficiari instituționalizați, atât în centrele din subordinea Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cât și copiii ce se află în grija ONG-urilor. Materialele au fost disponibilizate de Guvernul României din rezervele de stat. Cele care au ajuns la Botoșani au costat aproximativ 100.000 de euro. Aceste materiale, practic, se adaugă tuturor investițiilor pe care Consiliul Județean le-a făcut pentru sistemul de protecție a copilului și pentru tot sistemul de asistență socială de altfel, pentru că investițiile pe care le-am derulat până în acest moment, alături de conducerea direcției, depășesc 15 milioane de euro. Deci noi am avut grijă ca în toată această perioadă, în centrele noastre rezidențiale, să nu lipsească nimic beneficiarilor noștri. Orice sprijin primim și mai ales când este gratis. Scade presiunea pe bugetul județului, exact. Mulțumim, doamnă ministru, pentru ajutor
Mulțumim și pentru ajutorul care se vede și pentru cel care nu s-a văzut. Guvernul României a disponibilizat materiale pentru copii din toată țara în valoare totală de 19 milioane de lei. Avem în total 10.500 de beneficiari din întreaga țară care primesc paturi noi, saltele, perne, pături, lenjerii de pat. Lenjerii de pat, de fapt, e numărul dublu. Pentru fiecare beneficiar, două lenjerii de pat, hăinuțe, atât cât au putut cei de la rezervele statului să ne pună la dispoziție, training-uri, tricouri. O parte din cele ajunse la Botoșani vor merge către copiii orfani sau abandonați aflat în grija a trei ONG-uri, Casa Ioana, Casa Roxandra și Fundația Hand of Help. Copăcelul meu gătit în straie de mărțișor. Alături de cadre didactice și părinți, sute de copii au ieșit azi să îmbrace în roșu și alb copăceii din parcul de lângă primăria municipiului Botoșani. Ajuns în 2024 la cea de-a cincea ediție, în activitatea de astăzi s-au implicat 28 de unități de învățământ din municipiu și din județ. În straie de mărțișor, copacii vor rămâne până pe 9 martie. Proiectul a fost inițiat de reprezentanții școlii gimnaziale Elena Rareș din municipiul Botoșani. Face parte dintr-o serie mai amplă de activități și a ajuns în 2024 la ediția cu numărul 6. Bună ziua! Ne aflăm la 23-a ediție a activității Copacul meu în straie de mărțișor din cadrul proiectului Primăvara în ramuri. Avem 23 de școli participante și vrem să bucurăm botoșănenii împodobind acești copăcei cu mărțișoare. În parcul din apropierea primăriei municipiului Botoșani au fost astăzi elevi însoțiți de părinți și profesori de la 23 de unități de învățământ. Sunt 23 de școli aici, în parc, acum, și mai avem încă 5 școli în județ, grădinițe, licee, care împodobesc copăcelul la ei acasă, că sunt prea departe să vină până la Botoșani. Ideea a pornit, așa cum zice Claudia, din moș strămoș, dar nu putem spune că nu a pornit și de la școala 8, care e școala Elena Rareș, care a adunat atâta lume aici și cărora mulțumim colegilor că în fiecare an sunt alături de noi, ne susțin și cred în proiectul nostru. Ne-am dorit să fie o tradiție, să punem bazele unei tradiții și uite, chiar așa s-a întâmplat. Eu cred că toți botoșenenii așteaptă pentru martie copăcei împodobiți. Elevii și-au confecționat singuri mărțișoarele. Reprezentanții școlii Elena Rareș au și un concurs organizat pe rețelele sociale, unde așteaptă botoșenenii să voteze cel mai frumos gătit copăcel. Ce faci aici? Pune mărțișoare în copaci. De ce? Pentru a vesti primăvara. Acolo ești? La școala 1. Și de ce ai venit azi? Pentru a împodobi bradul, copacul. De ce? Ai lucrat tu mărțișoare? Da. Cineva se trage în bradul? Eu și clasa mea. Să împodobim bradul. În copăcel? În copăcel. Cu ce? Cu decorațiuni. La activitate au participat primarul municipiului Botoșani și reprezentanții ai inspectoratului școlar. Bună ziua tuturor și o primăvară frumoasă vă doresc. Copiilor, profesorilor, tuturor prezenți aici și botoșenilor. Felicitări pentru inițiativă, iată suntem la ediția a 6-a, o activitate foarte frumoasă pe care o apreciez și pe care o sprijin. Și să știți că deja am început să mă plantăm copaci și puteți vedea pe natura aceea. Și atunci când am ales arborii pentru parcul de lângă primărie, am gândit și la activitatea noastră, să se preteze la împodobit. Copilul vreau frumoasă, plantată multă, activități și ediții cât mai multe, doamnă profesor, pentru că se mobilizează copiii și colegii și e o activitate Mărțișoarele vor sta în parcul de lângă primăria Botoșani până 9 martie. Acțiune frumoasă și demnă de laudă a polițiștilor rutieri împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român. De 1 martie, aceștia au oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor întâlnite în trafic. Cu acest prilej le-au urat șoferițelor o primăvară frumoasă, dar și să conducă prudent, să respecte regulile de circulație și să nu uite de inspecția tehnică. Cu ocazia zilei de 1 martie, polițiștii din cadrul serviciului rutier, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român, au oferit doamnelor și domnișoarelor întâlnite în trafic mărțișoare. Împreună cu reprezentanții rari, vor să vă ofere un mărțișoar, o primăvară frumoasă și multă, multă sănătate. Să nu uitați, vă uitați, tatăl, aveți un mesaj acolo, da, din partea noastră,
să aveți bine tot timpul la talon să vă uitați, da? Să nu uitați de talon, da? Tot astăzi, mai puțin de jumătate de oră, goana după Mărțișoare a lăsat 6 șoferi fără permis. Și asta după ce aceștia au fost prinși conducând cu viteză peste limita legală în orașul Flămânzi. Pe raza întregului județ, polițiștii acționează pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere, fiind folosite autospecialele dotate cu aparate radar, precum și pistoale radar tip TruCam. Ziua bolilor rare a fost marcată ieri la Botoșani. Pe această temă a fost organizată o activitate la maternitate la care au participat medici, reprezentanți ai spitalului, dar și o mamă a cărei copii, o fată și un băiat, au fost diagnosticați cu o boală rară care le afectează vederea într-un mod extrem de rapid. De asemenea, a fost prezentat și cazul unei fetițe care, deși la început a primit un diagnostic cumplit, micuța trăiește și sfidează orice opinie medicală. Ziua internațională a bolilor rare se celebrează în data de 29 februarie. În ultimii 5 ani și la maternitatea din Botoșani au fost peste 40 de nou-născuți diagnosticați cu boli rare. Din nefericire, unii dintre ei nu au supraviețuit, dar au fost și mici învingători. Pentru aceste tipuri de patologii este un număr crescut. Am avut ca și ușoară 7 copii care au avut agenezie de corp calus, 5 copii care au avut spina bifida cu hidrocefalie, un copil cu epidermoliză buloasă, 2 copii cu sindromul Pierre-Robin, 2 copii cu trisomia 13 sau sindromul Patau. O să vă povestesc despre 2 copii, 2 cazuri fericite, care au fost tratați și diagnosticați la nivelul spitalului. Lăsând la o parte foarte multe cazuri care au fost nefericite și, de exemplu, sindromul Patau, trisomia 13, speranța de viață este maxim un an de la naștere cu multiple malformații congenitale. Un miracol îl reprezintă o fetiță a cărei mame a primit în timpul sarcinii vestea că prezintă o anomalie gravă la nivelul placentei, care va duce la moarte bebelușului la naștere. Femeia nu a întrerupt sarcina, a născut fetița prin cezariană cu stare gravă, însă eforturile medicilor și lupta micuței pentru viață a dus la producerea unui miracol. Trăiește și este acum un copil normal. Practic, dintr-un copil care a stat o lună și jumătate intubat și ventilat, Am externat un copil perfect sănătos. Aceasta este fetița la 5 luni, fără... avem acordul familiei, familia a dorit să participe și pentru că au fost foarte încântați, dar în momentan nu sunt în localitate. A urmat apoi o poveste tristă a unei mame care a adus pe lumea 2 copii, ambii cu o boală rară la ochi, care le afectează vederea într-un mod extrem de rapid. În 4 luni de zile ea vedea 50%, acum vede doar 10%. Și tot așa mi-a spus că nu există tratament. Deocamdată nu sunt șanse deloc pentru ei. Nici cu tratament, nici cu ochelari, nu se poate face cu absolut nimic. Din nefericire, cum spune și doamna, nu există tratament, cel puțin în momentul de față. Boala este o degenerescență maculară progresivă. Practic, o parte din retină se atrofiază în permanență și copiii vor ajunge la cecitate totală. O boală rară este o boală care afectează mai puțin de 5 din 10.000 de indivizi. Astăzi sunt înregistrate peste 6.000 de boli rare, dintre care 72% sunt de origine genetică, iar 75% dintre bolile rare afectează copiii. Dintr-o mamă, să spun, purtătoare de genă, da? Se naște un copil care este bolnav, pentru că gena Y nu este ștearsă sau contrabalansată de cromozomul X. Deci femeile sunt purtătoare în cazul acesta de boală, dar boala se manifestă doar la băieței. Asta e cazul hemofiliei. Și avem hemofilie A, B, C, cu grade diferite de probleme sanguine. Spitalul județean Mavromati Botoșani a scos la concurs un post de medic specialist unic, respectiv medic în genetică medicală. Prin angajarea unui astfel de medic, se dorește ca bolile genetice ereditare să fie descoperite în fază incipientă, iar pacienții să nu mai fie nevoiți să meargă în centrele universitare din țară. Tocmai pentru
va veni în sprijinul posibilelor cazuri care le-am putea descoperi în faza incipientă și să nu mai fie nevoiți pacienții să plece în centrele universitare. Sperăm că acest post prezinte interes pentru specialiști în genetică medicală să se prezinte la concursul care urmează să aibă loc la Spitalul Județean. Fiind un post unic, a putut fi scos la concurs. Tocmai să revenim să facem aceste investigații la Botoșani. În România, în evidență, se află 8.000 de persoane cu boli rare, dar se estimează că numărul acestora este posibil mult mai mare, după cum a fost prezentat la Conferința Națională de Închidere a campaniei Ziua Internațională a Bolilor Rare 2023, organizat de Alianța Națională pentru Boli Rare din România. O nouă săptămână plină de filme pentru toate vârstele și toate gusturile la Cinematograful Unirea din municipiul Botoșani. Reprezentanții cinematografului au pregătit sâmbătă o premieră de gală în prezența echipei de actori și regizori, dar și multe filme pentru copii. Premiera de gală din acest weekend se numește Principiul Incertitudinii. Cinematograful va rula filmul sâmbătă de la ora 18 în prezența echipei de actori și regizori. Începem cu recomandarea săptămânii. Sâmbătă 2 martie, ora 18, vă intrăm la cinematograf la avantpremiera filmului Principiul Incertitudinii, un film de Sebastian Bădărău. Doi actori de la Teatrul Mihai Eminescu, Marius Rogojinski și Bogdan Horca, joacă în filmul Principiul Incertitudinii. Cinematograful Unirea Botoșan s-a redeschis în martie 2023. Anul trecut, cinemaul a atras aproximativ 10.000 de pasionați de film, iar în 2024, reprezentanții acestuia își propun să ajungă la 15.000. Continuăm cu cei mici. Prietenul meu, Delfinul, dublat în limba română, Povestea magică a fluturilor și Răgetul Victoriei. În același timp, puteți viziona Hai România, Povestea generației de aur a fotbalului românesc, Ece Omo Brâncoveanu și, bineînțeles, filmul mult așteptat, Dun, partea a doua. Sunt Viorel de la cinema și vă invit la film. Un bilet costă 15 lei. La proiecțiile 3D, intrarea este 20 de lei. Absolut tot ce și-ar putea dori un cuplu de viitor miri se găsește la târgul de nunți organizat la Botoșani în aceste zile în showroom-ul Flowers by Cristina. Este o oportunitate unică pentru toți cei interesați de planificarea nunții să descopere cele mai noi tendințe, să discute cu furnizori de încredere și să se inspire pentru evenimentul lor special. Acest târg de nunți, care va ține până duminică, vă vine în ajutor cu inspirația de care aveți nevoie pentru un eveniment memorabil, o nuntă de poveste. Ziua cea mare se apropie cu pași repezi și știm că vă doriți ca totul să fie perfect până la cele mai mici detalii. Atunci vizitați Târgul de Nunți 2024, eveniment găzduit de showroom Flowers by Cristina din strada Maramureș, numărul 5, municipiul Botoșani. Acesta a fost deschis astăzi și va ține până duminică inclusiv, între orele 10-20. Aici veți descoperi cele mai bune oferte pentru o nuntă de vis, de la rochii de mireasă, decorațiuni premium, servicii foto-video, săli de nuntă și tot ce este necesar pentru un eveniment memorabil. Bine ați venit la Târgul de Nunți 2024, ce se desfășoară noi în showroom Flowers by Cristina, un showroom cu parteneri de top pe care îi avem aici prezenți și la care găsiți tot ce ține pentru o nuntă de poveste. Această locație s-a deschis anul trecut, este o locație nouă, un showroom spațios, în care miresicele găsesc totul pentru o nuntă de vis, de la aranjamente, creațiile noastre, florale, diademe, pahare, miri, totul pentru o nuntă de poveste. Vizitează Târgul de Nunți de la showroom by Cristina, află cele mai noi tendințe în materie de nunți și fii gata să pășești spre cel mai important da din viața ta. Anul acesta se poartă culoarea peach fuse, pe care o prezint acum această masă de prezidiu. Foarte multe lumini, lumânări plutitoare, lumânări, deci foarte multă lumină la o masă de prezidiu și, după cum se vede, această creație cu aranjamente suspendate. Deci se poartă foarte mult în anul acesta aranjamentele suspendate, chiar și la mese prezidiu și intrări, decoruri, restaurant, tot. Vă așteptăm cu drag! Târgul de nunți găzduit de showroom by Cristina este organizat împreună cu Miron Ciprian Fotovideo, Conacul Zăicești, Restaurant Belvedere, Mireasa PNC Fashion, Luxury Bar Events, Formația Mugurel și Manea Gabriela, designer vestimentar. Continuăm jurnalul cu știrile pe scurt.
Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecută într-o gospodărie din localitatea Răchiți. Când au văzut flăcările, proprietarii au cerut ajutor. La caz s-au deplasat pompierii cu două autospeciale de stingere și serviciul voluntar pentru situații de urgență din comună. Pompierii au constatat faptul că o magazie aflată lângă locuință ardea generalizat și au acționat rapid, astfel încât flăcările să nu se extindă. Aceștia au reușit să protejeze casa. Au ars anexa respectivă pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, dar și bunurile din interior. Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor s-a intervenit mai bine de 3 ore. Pompierii au înlăturat pericolul de incendiu, din magazie fiind scoasă o butelie. Cel mai probabil incendiul s-a produs din cauza unui scurt circuit. În ultimele 24 de ore, polițiștii botoșeneni au organizat 4 acțiuni punctuale în cadrul planului Blocada, acționând în sistem integrat împreună cu jandarmii și au intervenit la 37 de evenimente, majoritatea sesizate prin apel la 112. Activitățile desfășurate au avut drept scop asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri sau alte substanțe interzise. În cadrul controlelor au fost aplicate 227 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 80.000 de lei și reținute în vederea suspenderii dreptului de a conduce 11 permise de conducere și 6 certificate de matriculare. Totodată, în cadrul activităților desfășurate, au fost confiscați peste 6 metri cubi de material lemnos. Bebeluși născuți într-o zi specială. Este vorba de 5 nou-născuți care au venit pe lume la maternitatea Botoșani pe 29 februarie, într-un an bisect. Este vorba despre un băiețel și 4 fetițe, iar toate nașterile au avut loc cu succes. 2 au fost prin cezariană, iar 3 au fost naturale, având greutăți între 2560 și 3490 de grame. Toți bebelușii sunt sănătoși, cei mici primind și note de 9 și 10 la naștere. Începutul primăverii aduce la teatru spectacole îndrăgite de publicul botoșenean. În seara aceasta va fi pus în scenă Eroine, regia lui Andrei Măjeri, iar mâine de la ora 18, iubitorii de teatru pot urmări spectacolul Cerere în căsătorie, în regia lui Mihai Donțu. Un bilet costă 36 de lei, iar elevii, studenții și pensionarii plătesc jumătate din costul acestuia. Acestea au fost știrile zilei. Rămâneți alături de noi pentru a urmări știrile din sport și datele meteo. Noi ne revedem luni de la ora 18. Toate cele bune!